A luat-o prin sur... Ți-am găsit. Mă țin, vezi? Vezi, mă ia. Bum! Ai dat? Am dat. Salutare, lume, și bine v-ar găsi la un nou vlog. După cum v-am spus, nu o să vă mai țin așa de mult timp fără să vă postez câte un vlog. Adică măcar unul pe săptămână încerc să fac, că Robi face fiecare zi aproape. Deci măcar unul pe săptămână să fac, ca să nu mă mai certați. Am făcut multe de la munte în perioada ce a trecut, dar astăzi fac un vlog de la noi, de la Hatzeg. Mai exact, sunt în coada lacului, așa zice aici. Uh-huh. Sunt la coada lacului. Avem foarte multe baraje aici la noi, la Hatzeg, și aici oamenii mai vin la grătare, la iarbă verde. După cum vedeți, aici sunt urme de oameni proaspete. Și vreau să zic prin treaba asta că, și să vă îndemn să nu mai lăsați urme de acest gen. Pot să zic că niciunul n-am fost poate în trecut un exemplu foarte, foarte bun în domeniul ăsta. Poate ce mai scăpa, ba un ambalaj, ba o, dar vedeți ce urât arată. Deci, haideți să încercăm să păstrăm mediul curat unde trăim noi până la urma urmei, noi, animalele care sunt beci. Pentru că, ia uitați ce, dar până la urmă animalele, dacă lasă urme, ce urme poate să lase? Doar că își fac nevoile fiziologice și urmele de copită, ceea ce este sănătos pentru mediu. Dar noi, ca oameni, ia uitați ce urme lăsăm. Și ne distruge mediul în care trăim. Haideți să nu mai facem treaba asta, că eu recunosc, poate și mie mi-a mai fi scăpat un ambalaj acolo, dar să încercăm să ne remediem comportamentul ăsta și să nu mai aruncăm absolut nimic în mediul înconjurător, pentru că se adună chestii de la mine, de la tine, de la unul, de la altul, și ia uitați cât de urât arată. Eu cu Denisa astăzi o să facem curat la locușorul ăsta, care mi se pare că e cel mai frumos aici, aproape de apă. Avem și saltea, o să ne punem pe apă, frumos plutim, facem baie, că e apa călduță, de seară vin niște prieteni, facem un grătărel aici și nu ne place să stăm în mizeria asta. Așa că am adus și mașina de tuns, să tundem iarba, o să facem ceva mișto aici, credem noi. Două secunde, să vă arăt pe doamna Denisa. Okay, sunt... no, ia uitați ce cameraman frumos am, vă place? Hai telefonul, te filmez azi. Te filmezi și ce frumos te-ai bronzat. Deci tu mă filmezi, dar mai jos fac și curat aceea. Da, dar nu mă filmezi pe mine. Azi am zis că toate te filmezi pe. Nu, ne filmam. Am luat-o prin surprindere cum ar veni. Deci o las deocamdată să meargă în apă să facă baie și mă apuc eu de treabă. Dar după aia o scot să mă ajute. Am uitat să mă și niște mănuși, dar nu-i problema, că o să mă spăl bine pe mâini după aia. Asta este băuturi, beri, înghețată, pufulele. Asta e sârmă dintr-o cauciu, cred că. Așa. Deci groaznic, arată groaznic, ia uitați. Am vrut în prima pană să adunăm, să dăm foc. A, uite, și aici. Am să le băgăm în ăștia doi saci, să strângem bine. Și o să mergem să-i aruncăm, ca să ne putem desfășura activitatea cum trebuie. Ce-o fi de aici? Asta-i treaba. Da, am ceva pentru tine. Ce-ai găsit? Ți-am găsit coroana. Ce de treabă ești, mersi, dragă. Lasă-mi vreau să pun mâna. Mai avem un pic și finalizăm cea mai urâtă procedură. Parcă se vede un pic altfel, nu? Am terminat cu partea 1, strângerea gunoailor. Mă duc să mă spăl bine pe mâini cu apă și să pun. Mă apuc să tund un pic iarba, bam, bam, bam. Aranj un pic pieticelele alea acolo. Să facem foc. Și hai că vedem cum iese. Bam, bam. Ei bine, ce părere aveți? Se vede unde pui mâna. S-a luminat puțin locul. După cum vedeți, au venit și valurile, pentru că turbinează. Și domnișoara Denisa, cred că vrea să ia valul, uite. Stă aici, nu are treabă că e curentul. A venit curentul puternic. Dragă? Vrei să te ia valul? Da. Și atunci de ce stai aici? Păi nu mă ia, că uite, mă țin, vezi, mă ia, zi. Locul ăsta și cu ce loc seamănă? Cu Grecia, aici că suntem pe plajă în Grecia. Acolo suntem. A, da. De-aia vorbești cu mine pentru satul. Da, corect. Păi chiar
ne gândeam unde să mergem și noi într-o vacanță, ne gândeam dacă mai apucăm să mergem, că acum și eu sunt cu meci, trebuie să mă antrenez intens. Și până ne gândim și ne hotărâm și ne reshotărâm, ne facem vacanța frumoasă aici, chiar la noi la Hațe. Filmez la muzica de ea. E bine? Da, e foarte bine. După cum vedeți, am curățat locul și aici o să facem focul, l-am mutat de acolo. Aici o să facem o lopată, curățăm bine, bine, arătăm. Aici mutăm focul și imediat se lasă seara și o încingem în grătărele frumos. Până atunci, atomișoara de Nissan se bronzează și face neagră tuci. Să meargă la turci. Oameni buni, ca să închem acest vlog cum se cuvine, o să vă prezentăm din nou, cum v-am obișnuit, pe un element caracteristic mie. Și anume, de data aceasta avem baloți mici de încărcat, mai avem, cum vedeți, mai are de făcut cu tractorul câțiva amenate, dar noi ne-am putut să încărcăm în urma lui, pentru că s-ar putea să vină ploaie și nu trebuie să ne plouă, că tava foarte faină și ne încearcă mama aceea. Hai, dăm pătea repede. Vreau să vă prezint pilotul automat de la patrolul meu. Mersi. Challenge, să vedea că poți să-i arunc de aici direct. Poți de 3 puncte. Îl vedem de aici. Basketbalist era să-l fac. Prezint pilotul automat. Mamă, ce repede vede pilotul automat! După aia pun chipul ăla la glas și mă torc după el. Bă, mai încheie, bă! Bă, mai încheie, mă, n-auzi! N-auzi ăsta, e bun! Prea nărăbași cu fel. Ăsta a fost vlogul nostru, sperăm că v-a plăcut. Ne vedem la următorul. Vă pupăm!